În săptămâna 28 ianuarie a fost înregistrat un caz de deces din cauza complicațiilor infecției gripale, primul în Republica Moldova în sezonul 2022-2023. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, în această perioadă au fost înregistrate 12.579 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 488 de infecții respiratorii acute severe și 210 cazuri de gripă sezonieră. De asemenea, instituțiile medicale raportează reducerea numărului de internări, în perioada menționată fiind spitalizate cu gripă 152 de persoane, iar cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare 318. Cele mai multe internări în spitale din cauza infecțiilor respiratorii acute și gripei sunt în rândul copiilor, pondere care se atestă în fiecare sezon pandemic, potrivit specialiștilor. Pentru inițierea la timp a tratamentului, consultați medicul de familie la apariția primelor simptome specifice infecțiilor respiratorii, febră, tuse, strânut, dureri de cap, stare de slăbiciune. La prezența semnelor de boală se recomandă evitarea frecventării instituțiilor preșcolare sau școlare.